Sărbătoarea a fost marcată încă de sâmbătă seara, când preasfințitul Galaktion al Alexandriei și Teleormanului a oficiat împreună cu un sobor de preoți și diaconi ultima slujbă a parastasului pentru cuviosul Pafnutie, cel care își doarme somnul de veci la mănăstirea Robaia din anul 1735. În cadrul Sfintei Liturghii oficiată duminică la mănăstirea Robaia, credincioșii au ascultat predica rostită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În a șasea zi l-a făcut Dumnezeu pe Adam, care ar fi putut să se schimbe el la față și să fim toți schimbați mereu în iubire și în acel bine pe care l-a văzut Petru, Iacob și Ioan, dar noi dorim binele, dar facem răul. Și atunci s-a întrupat Domnul Hristos ca să ne umple de puterea, de iubirea, de iertarea și ajutorul Lui și astfel în data de șase este o reînfrumusețare, o reluare, o reprimire a chipului celui dintâi, cum spunem și când plecăm din lumea aceasta, chipul slavei tale sunt, deși port rănile păcatelor. A urmat momentul cel mai important, așteptat cu nerăbdare de credincioși, când preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox al românilor din Ungaria, a dat citire tomosului de canonizare și a fost prezentată icoana Sfântului Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravu de la mănăstirea Robaia. Chemând în ajutor harul preasfintei treimcele de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțite, hotărâm ca de acum înainte și până în veac, cuviosul Pafnutie, Pârvu Zugravul, să se numere între sfinții bisericii în ceata cuvioșilor părinți purtători de Dumnezeu și să fie cinstit în cântări de laudă cu numele Sfântul Cuvios Pafnutie, Pârvu Zugravul. Pentru pomenirea lui, statornicim ziua de 7 august a fiecărui an, urmând ca această zi să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Credincioșii prezenți la eveniment au ascultat pentru prima dată troparul Sfântului în interpretarea corului Arhiepiscopiei Argeșului și Moșcerului. Iconar iscusit al arătării lui Dumnezeu, graval firii omenești, luminate de har și al frumuseților raiului, cuvioase Părinte Pafnutie. Delegatul prefericitului Părinte Patriarh Daniel, înalt preasfințitul Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, a vorbit credincioșilor despre starea de sfințenie la care suntem chemați, având ca model pe Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravu de la mănăstirea Robaia. A învățat să picteze în mănăstire, a intrat în mănăstire ca monah și s-a retras ca să fie schimonah aici, în această sfântă mănăstire. Dacă mulți, auzind de Pârvu Mutu, credeam că ar fi un handicap, o suferință a lui, am înțeles acum că, de fapt, nu vorbea când vorbea cu Dumnezeu, când cerea de la Dumnezeu acea harismă de a reprezenta divinitatea pe care n-a văzut-o, să-i se descopere lui cum să facă mai frumos chipul cel necreat al Dumnezeului celui viu și cum să reprezinte lumina dumnezeiască a harului reprezentată în chipurile sfinților. Nu vorbea și postea și se ruga. Harul lui Dumnezeu să transmite prin imaginea aceasta și prin mijlocirea acestui om ales de Dumnezeu, a iconarului. Despre viața Sfântului Argeșean a vorbit și înalt preasfințitul Părinte Calinic, fiind prezentate pe scurt principalele argumente care au condus la această canonizare.
să pictezi 60 de ani în condițiile alea cu lumânarea, cu feștila, că nu era lumină electrică precum acum, și cu condițiile de atunci, minunea este, ce minune a făcut Pafnutie Zugravu? Păi existența bisericilor și a picturilor. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că anul acesta de ziua iconarilor, Sfântul Pafnutie, care este părintele tuturor iconarilor din România, foști de față și viitori, este un dar al lui Dumnezeu pentru care îi mulțumim din toată inima. Astăzi, la Mănăstirea Robaian, al Preasfințitul Părinte Calinic a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Pavnutie Pârvu Zugravu, deoarece ziua aleasă de Sfântul Sinod pentru cinstirea acestuia este 7 august.